pentru că nu ați mai venit de ceva timp la noi. Mâine sărbătorim iubirea. Noi am început încă de astăzi. O sărbătoare tradițională românească și tocmai de-aia vrem cumva să nu uităm de această sărbătoare, nu doar Valentine's Day. Da, care a trecut. Este. Dar vreau să aflăm și despre Valentine's Day, cum a fost pentru voi. A fost o zi ca oricare alta, desigur, pentru că am muncit. Cristian a fost la antrenament, cât și eu am fost la antrenament copiii. Și seara când ne-am întâlnit am ieșit să mâncăm ceva, ceva foarte chill și am fost la un film. Am mâncat destul de bine. Ne-am făcut fericiți prin chestia asta și prin a ne petrece timpul împreună. Și acum, bine, oricum, în fiecare zi e Valentine's Day de când sunt cu Cristian, este... Mâine nu e, mâine sunt, e dragobetele, așa, da, e... într-adevăr. Și acum am zis ca în weekend să ieșim și noi și să putem să ne relaxăm cum trebuie. O să plecăm puțin la munte și atunci o să fim împreună. Asta, că în ultima perioadă el la antrenament, eu la antrenamente, destul de greu ne găsim așa să stăm. Doar seara, o oră și după aia ne prins dormim. Da, asta e foarte frumos că tu, voi faceți din fiecare zi o sărbătoare a iubirii. Da. Știu că tu ai fost cea care a făcut primul pas în această relație, corect? Da, primul pas de a ne vedea... Primul pas cu ceva dulce. Cu ceva dulce, măi. Nu, așa. Am vrut din prima să... Un croissant cu migdale, parcă. Da? Uite, la unison. Da, da, așa este. Am făcut primul pas pentru a ne vedea, dar nu cu o intenție ceva, pentru că... Nu. Era vorba de un croissant cu migdale, adică. Era foame, omului. De ce? Nu. Și preferatul tău? Cel mai preferat. Deci nu, n-a fost cu intenție, s-a nimerit la nimereală. Da, s-a nimerit, mă bucur că i-a plăcut croissantul pentru că îi place și în ziua de astăzi. Deci, ce mai îmi trebuie? Cu ce ai răspuns tu, vreau să știu. Atunci? După, nu știu, atunci, după, la câteva zile, la o săptămână. Păi nu știu, am stat în seara, cât am stat? 5 ore și am vorbit. Da, da, da. Cu da, un da. Singur croissant, de cu un singur croissant. 5 ore? Wow! Și l-ai mâncat sau tu ai tot stat cu el așa? Am stat vreo 2 zile și m-am uitat. Nu, glumește, glumește. Nu, chiar după ce am plecat acasă, chiar mi-a spus, băi, chiar foarte bun croissantul. Și am zis, ok, hai să rămână ceva... al nostru cumva, chiar dacă eram doar prieteni, adică na, noi am legat oricum prima dată o prietenie foarte frumoasă și foarte degajată și atunci mie asta n-a, mi-a plăcut. Ce... Asta a fost. Uite, de acolo, de la acel croissant pe care l-ai adus și până la momentul în care te-ai îndrăgostit, a făcut să te îndrăgostești de el, cum a decurs relația? A durat foarte mult. Cât de mult? Cred că undeva la 3 săptămâni, o lună, ceva de genul acesta, dar... Nu e foarte mult. Nu e foarte mult, ție, dar... Ți-a părut... Ți-a părut o veșnicie, nu? Nu bănuiesc. Da, foarte mult. Mie mi s-a părut chiar foarte mult. Dar nici n-am forțat nimic și a venit tot așa, natural. Foarte dar cum frumos. Ai convins-o? Ți-a fost greu? Mi-a zis prima dată te iubesc... Când am câștigat medalia de aur? Da, mi-a spus el prima dată te iubesc și eu am vrut să fie ceva așa mai special și eram la campionatul național și în momentul acela încă noi nu ne afișasem și câștigase cu o zi înainte campionatul național împreună cu fratele lui la dublu și a doua zi a fost dezamăgit pentru că era foarte obosit și a pierdut. Și am zis, măi, și cu medalie și fără medalie, eu tot te iubesc. Și atunci am zis că o pregătesc diferit, însă am zis, mă, ăsta e momentul și e spontan, e super mișto, hai că... N-aveam încă curaj să-mi spun sentimentele și să pot să fiu atât de deschisă și dezghețată, pentru că mi-era destul de frică, nu știu de ce, dar am zis, măi, să nu dau așa să fiu dintr-o dată. Și mi s-a părut momentul special și potrivit și lui i-a plăcut, chiar, pentru că era foarte supărat și am zis, măi, trebuie să zic ceva, să... Da, exact, să-l activez. Așa a fost un moment foarte frumos, mi-a important, greu, dar și frumos în același timp. Da. După cât timp s-a întâmplat asta? De când erați voi împreună? După o lună, o lună și un pic, ceva de genul atât ăsta. Atât de repede au decurs lucrurile la voi, dar și frumos. Da, într-adevăr, chiar și noi, bine, pe lângă faptul că simțeam niște sentimente foarte puternice de când am hotărât să fim împreună. A fost dragoste la prima vedere, de fapt?
Posibil. Cam așa traducem, nu? Da, cred că da. Bine, eu probabil și plecându-mi ochii albaștri și văzând la el ochii pe care îi are și... N-ai cum să... Te-ai pierdut în ochii lui. Da, da. Eu sunt curios. Pe Larisa nu o cunoaște o țară întreagă, o cunoaște o lume întreagă, să fim serioși. Tu n-ai mai văzut-o până atunci, nu știu, pe internet, la televizor? Am văzut, mă uitam. Și cum ți s-a părut atunci? Da, ce părere, adică, părere sinceră. Ea, sincer. N-ai subliniat acel moment să zici, băi, aș vrea să o cunosc, frumoasă. Frumușică, nu? Am văzut-o, mă uitam cu tata la gimnastică, la europene, cred, sau mondiale, de acum câțiva ani, 10 ani. Un campionat ceva, am văzut. Da, și după aia mi-a povestit tata... Tu știi de asta, Larisa? Mi-a povestit, dar bineînțeles, pentru că vorbim toate lucrurile astea și le... Nu spune, eram doar curios dacă știe și ea. Știu. Mi-a povestit tata că se uita la America Express. Da, și ocupa, da, și autografe acolo, da, ți-am spus, o cunoaște o lume întreagă. După aia ne vedeam la izvorani, doar atunci o vedeam la izvorani, în cantonamente, dacă mergeam sau dacă venea ea. Și atât, n-am mai văzut, pe Instagram. Ce frumos că, uite, vezi, pasiunile v-au adus împreună și, într-adevăr, voi sunteți un exemplu de iubire. Mulțumim! Felicitări și mulțumim. Să fiți așa mereu, așa de uniți. Mulțumim, asta ne dorim și noi și cred că asta facem în fiecare zi, să construim unul alături de altul, încât să ne înțelegem, pentru că chiar contează să te înțelegi și cred că cel mai mare gest de afecțiune față de persoana iubită este faptul prin acțiunile tale. Doar pur și simplu să acționezi în mod pozitiv și să comunici prin acest lucru cu persoana potrivită și persoana iubită. Și apropo de acțiuni, vă surprindeți unul pe celălalt cu anumite gesturi sau zilnic. Surprize zilnic? Deci zilnic mă trezesc cu o haină nouă. Bine, nu neapărat. Eu sunt, da, nebunită după haină, într-adevăr, dar este slăbiciunea mea numărul 1, cred. După Cristian, asta e clar. Dar, într-adevăr, are și el foarte multe momente în care, de exemplu, doar mergem la cumpărături și dintr-o dată zice, mă duc, am puțină treabă și zic, ok, nu trebuie să mă bag aici, e clar că nu o să-mi spună nimic, nu o să scot nimic de la el. Și mai vine cu câte un buchet de flori, mai vine cu câte o chestie și e așa, e fain, e plăcut, pentru că îți dai seama că le faci în momentele în care nu sunt doar zile speciale, Valentine's Day sau dății în care să putem să ne petrecem, să sărbătorim cumva iubirea noastră, ci pur și simplu zilnic o sărbătorim și asta ne bucură, dar în același timp, pentru că suntem unul alături de celălalt, cred că e cel mai important. Ce frumos! Ce frumos. Surprize și cadouri în fiecare zi. Apropo de nunta voastră, v-ați gândit vreodată să o faceți cumva în secret, doar pentru voi doi, să nu știe nimeni? Chiar ne-am gândit. Chiar aseară vorbeam despre asta cu un prieten de la Cristian. Bine că n-ați spus, să fim atenți acum voi. Nu o să facem asta, probabil, pentru că, bine, cu toate că... Nu, ne plac lucrurile private și suntem destul de stricți așa cu chestia asta. Însă chiar aseară vorbeam și spune Cristian, chiar și mâine putem să mergem, n-am nicio treabă. Și zic, măi, ok, hai să mergem, oricum poți să... Da, el este foarte hotărât. La început m-am speriat la cât de hotărât este. Foarte bine. Și de obicei femeile sunt mai hotărâte, nu bărbații, dar el m-a surprins. Asta te-a surprins la el. Exact. Frumos, frumos, elemente neașteptate. Sunteți foarte frumoși. Să vă iubiți în continuare la fel de mult. Vă mulțumim că ați venit. Ce frumos așa. Da. Vă mulțumim că ați venit astăzi alături de noi. Mulțumim.